Unul dintre motivele care a stat la baza înființării punctului de lucru din comuna Izvoru a fost acela de a veni în sprijinul comunității, prin asigurarea unor intervenții rapide și eficiente, prin scăderea semnificativă a timpului de răspuns, cu până la 30 de minute. Zona de sud a județului este deservită de secția de pompieri Costești, care avea de parcurs o distanță de aproximativ 40 de kilometri până la limita de județ, ceea ce însemna un timp de răspuns de aproximativ 40-50 de minute. Este un semn de recunoaștere al tradiției care este în comuna Izvoru, de a avea o echipă de serviciu voluntar pentru intervenții de acest gen și acum într-o nouă locație și în condiții mult mai bine de lucru și cu echipamentele care sunt specifice și de o altă calitate și de alt nivel de solicitare. Un rol deosebit în realizarea proiectului l-a avut Consiliul Local Izvoru, care a pus la dispoziție spațiile necesare desfășurării activității de zi cu zi a personalului de intervenție, dar și pentru parcarea autospecialei. Să sperăm că aceste inițiative vor crește ca număr, ne vom dezvolta, astfel încât să asigurăm, în primul rând, securitatea cetățeanului. Punctul de lucru este dotat cu autospecială cu apă și spumă de la detașamentul de pompieri Bradu, tehnică și materiale de intervenție în situații de urgență, deservite de un echipaj format din 4 subofițeri de la detașamentul de pompieri Bradu și secția de pompieri Costești, care vor executa serviciu operativ 24/7. Din analiza situației operative, în anul 2017, în localitățile deservite de acest punct de lucru, au avut loc 114 situații de urgență. Punctul de lucru de la Izvoru reprezintă o alternativă viabilă pentru asigurarea unui timp de răspuns optim în situații de urgență, mai ales în raioanele de intervenție cu suprafață mare și infrastructură deficitară, în condiții de trafic rutier intens.